Bine v-am regăsit abonaților aici la un nou video de pe acest canal minunat de gaming. Astăzi ne jucăm Clash Royale. Ok. Eu n-am mai intrat pe contul ăsta de vreo 2 zile. Bine, contul principal. Oricum aseară n-aveam cum să intru pentru că a fost revelionții fix, numai de revelionții, numai de personal nu-mi pasă mie, plus mi-a fost puțin rău. Ok, dar te bucură pentru Cell Nether 2, dude. Cu level 10 e ok, te zic. Ok, dit, de când n-am mai văzut o mesajele ea. Ok, văd că Atrena a făcut 1028. Bestuie de trofee. Bravo ei. Eu oricum n-am avut mai multe trofee ca mine, că eu am 1034 best. Na. Dar mie nu zic nimic, dar... Da, ne-am fight din clan. Aha. Sunt Cold Elder până dimineața, sunt Cellender 1. Dacă 2, da, că văd că e corect. Am 809 donații pe săptămână. Dude, eu pot să fac 1000 și ceva. Bună dimineața, Iri 0. Da. Bine. Mesul care m-a dus în sănătate 2. Oricum am făcut și asta. Ai, tu iar tu ai scris tot, da. Ok, ai zis pe ca. Dar pe urmă intră la mine, cel să parcă pot să-l mai știu, ia. La mult s-a turor. Acum au zis 10 ore. Bă, nu era revelionul din ce văd, mersi la fel, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani clan, la mulți ani, la mulți ani. Deci eu pornesc video pentru YouTube ca să se demetatele, da, la mulți ani 2022, uite, ai, da, dude, ai trebuit la 12 minute și e trecut și e o oră, n-au, oricum, doar nu scriu la intro-ul, la 12 se intre să scrie, da. Vedeți, uite, ia, dacă e Cristian, uite că, da. Ok, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, Master 1, hai că am început bine noul an. Tu, Andra, Adriana, nu Andra, Adriana, da, poate ai început bine anul. Bravo, Adriana, te vreți pe Adriana, vrei să mai cresc în trofee? Bă, îl vedem un Cellender 3 Cellender, ok, intră în urmă. Și te ies din clan și intri înapoi. Am avut o problemă cu contul. Îmi dădusem logout la Supercell și a trebuit să le dau email că îmi uitasem parola. Up to door. Cellender 2, let's go. Ok, Dimitri, zice, gg. Hai cu oră, când intrat pe doc, zucați la oră. Cine nu toc la oră, scot alt clan. Semei vechi, știți că nu culmez. Elimin sau fac promovări după implicare. Eu sunt ce se fac vreme în clan, am zucat la oră, dar tot membru am rămas. Bă, acum... Dacă tu... Bă, acum, să zicem că e în... Nu știu. Să zicem că ești... În, na, în clan și... primești Elder... După implicare la World, donați în fine. Dacă tu doți în fiecare zi câte un meci și să zici că îl câștiți, ai cumva 200, 400, 600, 800. Tu vrei ca cu 800 de medalii la World să primești Elder, 800 e puțin rău. Ori, măcar de le-ai jucat pe toate, să-i faci 1600 de puncte, adică să pierd toate mesurile la or, na, 4, ori 4, 16, că dacă ai pierdut toate mesurile în cel de 4 zile, ai face 1600. Măcar atâta pentru altar, eu zic că e ok. Bun, asta, eu sunt de fapt vreme în clan, te-am ducat la or, dar tot membru am urmat. Ia, să vedem ce zic porn. Acum am 7 ore. Ok, am 7 ani, mă cheamă Onel și vreau o bit. Da? Da, uite, uitați, urăsc de nu asta de
de copii handicapat într-un fel. Scuze, da. Scuzați-mi limbajul, da. Dar am 7 ani, mă cheamă Onel, se vreau să o asta, ține să oferă. Oferă. Deci mi era ok, e colea de Arzotaro. Dar îl știu, ok. Dar oricum, mi se pare că Arzotaro a primit prea repede colea de Arzotaro. Părerea mea. Mirela, tu ești în clan de ceva vreme, dar tot câte 1000 de trofei ai făcut, să te interesează puțin mai mult. Bă, ți-o, pe asta, iar o care am zis 800 de ți 1000 e puțin, da, e puțin, de la 2000 încolo, zic eu că ok, hai 1600, ia, că acum a zis Adriana, du-te, un fel de poveste ceva aici. Mirela, dacă nu începi să zoți mai mult la or, nu rămâi deloc, zoți un deck pe zi, maxim 2, asta e asta, să nu te dau afară. Adevărat, John, dacă zoți 1 sau 2, e acolo la limita să te dea afară din clan. Ce să mai zici să mai primești și Elder, ok. 4 big guys. Ducat la war, că suntem pe locul 1 și mai au puțin sine întreg. Da, nu contă, vă zic, dacă voi ducați la war în prima zi și na, e săptămâna asta în care nu se resetează medalele, și dacă voi jucați, vă întrecă ea. Înainte să se termină prima zi. Cu vreo 500 puncte că vă întrec. Și până voi jucați, când vi se resetează tecurile, sunteți pe locul 1. Dar gândiți-vă că ei oricum au fost în fața voastră cu 500 puncte de pe prima zi, ceea ce înseamnă că Ducați cam de seama dacă nu vă imobilizați acolo cât acolo. Ok, Luca, ai tu. Ia. Mă, auzi la săraca asta, să nu te dau afară. Când sunt colider cu mai puțin decât mine la or, se împac singura asta de săracă ca asta. Că și asta vă mirosi să te toate și pe unul tot nu ești. Ok, Mirela, ce să zic, îmi pare rău de limbajul tău, adevărul că te-ai supărat, dar, bă, dacă nu zici la oricum trebuie, și asta e ok, și asta e, adică, ok, e un lucru, ia să vedeți. Adriana, eu azi am fost destul de ocupat, dar tot acum duc la work, acum am timp. Dude, vă spun eu sincer că... Hai, nu te minte, că nu e ea, că nu cred că le termin pe toate. Și dar în 20 de minute, dacă zici că nu ai timp 20 de minute, tu intri de dimineață 10 minute, la prânz zici, gata, ai terminat cu orul dacă nu ai timp de altceva. Sau seara, 10 minute, 20, o jumătate de oră, dacă vrei să mai zori în arena sau ceva, ai timp, dude. Nu există, nu am timp. La fel cum nu ai timp să înveți, că stai cu... că stai să te duci, probabil că n-ai timp să înveți, că simți ce faci. N-ai timp să zori la orul, mă refer, în fine. Cezăr 1, Denise, bravo, Aică 2, da, salut. Dă-ți la Threat Hog dacă aveți. Cezăr 2, tu știi, man. A, atunci a făcut Cezăr 1 și acum este în fine. Cezăr mi-a dat, da. Ok, nu știu pentru cât timp mai sunteți pe locul 1, dar e ok. Păi hai să... Ce tot o vedem noi astăzi? O să colectez tot pe suralul, dude. Începem cu asemenea, dude. Chiar mi-a picat o legendară dintr-un Golden Chest, acum se face ele. Și mi-a picat în țara, adică astăzi se are din Crown Chest pe contul meu, într-un fel, adică al lui Eric. Deci fac episodul ăsta, episodul ăsta nu neapărat că, pentru că nu am alte conturi pe care să mai fac, pentru că vă dați seama că eu puteam să nu le colectez acum, ci să le colectez mâine sau în altă zi. A zis, lasă mai bine le colectez acum, adică pe contul ăsta fac ca să un mic set opening câte cât, pentru că deja cred că m-am lungit prea mult cu vorba. Și astăzi este sâmbătă, nu? E duminică, bine, e sâmbătă seara într-un fel, deci
Trebuie să mă duc în clanul boss ro, să dau afară niște oameni și cred că ar fi nevoie să dau și din number one niște oameni afară. Și să rămân în clan decât cei peste 1000 de puncte la ori, mine. Depinde, acum se acuma. Ok, deci eu după episodul ăsta trebuie să duc la or. Tu nici n-a să mai intra în clanul ăla ca să... adică pe video mă refer ca să fac curățenie cât. Da, o legendară, nu-mi dă simie, dude. Te preferat una care trebuie, dar măcar să te ai una. Să te vadă frumos acum pe video, dude, că am primit legendară, dude. Sau campion, eu nu mă supăr. Că nu trebuie neapărat să primești numai legendară din asta, poți să primești și campion, bine, dar eu nu primești nici măcar legendară. Tu ți-ar fi să îmi dai fix campionul de care mi-am nevoie, ăla fiind Golden Knight. Ce campion, dude, că eu, iar eu am pretenții la nu tu ții campion, iar mie nu-mi dă legendară, de-abia să-mi dai campion. Și să-mi dai de cel pe care l-am nevoie, adică... Bă, fiți frumos, să zic. Fiți frumos, da. Dude, tata, mă sun la aici la 29... Ok, o să luăm de aici un campion, dude. Dacă nu e campionul care îmi trebuie mie... Ok, am făcut tot ca. Ca. Ok, dude. Deci, ce campion credeți că e? Eu zic că este... Golden Knight, te rog eu, Golden Knight, Golden Knight! Dude, am level 12, dude! Fucking God, că ți la Skeleton King la fel, am tot level 12, dude! Nu vreau să-mi dă Golden Knight-ul ăla, dude! Si, s-a dus cu legendară din testuri, am primit două legendară asta, bine, Will Carter! Da. Hai, dude, poate... Hai că mi-e le dă... Ok, măcar avem carta cărților, dude. Dude, asta o să-l punem în fezeți. Și cam atât de tot cam dată. Asta punem aici în uitar, dude, ia să mă uit puțin la deck. De cu cade, cum fie. Hai, asta trebuie să le punem în witch. Să-i facem level. Da. Ok, putem vă... O folosesc carta cărților dacă ne... Tu, să folosesc carta cărților... Nu. Doar nu m-am dâmpit la cap. Ok, dude. O să punem unul în balon. Și restul... Cred că o să le pun în uit, dude, că tot o să-mi trebuiască, dude. Astea chiar nu sunt să se le pune, dude. Ia să ne uităm aici. Bine, nu sunt, dude. O să-l pun în elector, dude, pentru că tot mai trebuie, ok. Să avem aici niște cărți, dude, asta... Dacă e să le folosim pentru level 14 acolo încolo, după ce va fi. De exemplu, la Wii, dude. Uite, ok, în fine, cartea asta, nu asta. Asta... Ok, trebuie să aleg o legendară, dude. Pentru carta asta, dude, pot o folosesc oriunde. Asta e Book of Books. Bă, Book of... A, carta... Carta cardurilor, într-un fel. Cărților din creatură, da. Înțeles, băi, deci doar pentru legendară, dude. Apoi, dude, păi să fac Minecraft... Dude, Minecraft, doamne. Să fac Megagnetul level 14, dude. Cred că da, dude. Ok.
uitat că na, mega. Iud, mamă. De unde mai fac să o rost de niște bani? Hai că 1000 de bani. Nici măcar n-am tot adică. Că vreau să fac hocul fără 13 de. Ok, hai că totuși e mai bine acum cu te costa, dar nu o să încep să zic de acum, o să zic că de tot nota nu mai are sens într-un fel. O dau să zic de sezonul viitor, cât de mult pot eu să fac să o sate ca de că am cum tot, am, știu că am cum să fac. Deci am făcut într-un sezon și cam atâta, eu zic că pot să mai fac. Adică să rămână la sfârșit de sezon undeva la Sateca, adică în fiecare sfârșit de sezon să am Sateca măcar. Cred că pot să fac asta. Ok, abonatorul, păi văd că am 109k de asta țară la valitude, ați putea să le pun în cărți. Mi-e mega și Aror și Electro și... uitați că sunt cărțile astea care... legendare care sunt folosite în deck. Păi cred că o să pun pe un level 2, ia cum e cum. Ok, arată super. Nu știu, bine că e puțin modificația aici. Da. Ok, câte doi la fiecare dut. O scheletru nu i-am făcut dut. Mamă, sunt tot aurit. Ha, am cosmat la data, dude. M-am bine că mi-a zoom, dude. Dacă trebuie să fac toate cărțile, nu mi-au zoom, ia. Că mai sunt de aur, că în rând nu prea văd o mare diferență. Dacă sunt mai mov sau cum, că da. Am venit. Da, te cu asta nu o să se zic. Că aici am două de cărțile. Dar cred că va rămâne asta pentru un moment dat. Nici nu tot a fost mai sunt cu el, v-am zis în episodul trecut. Dar o să ne maximăm asta de. Păi da. Adică mă a fost acest episod, mi-a rulat de Crezul, nu uitați să apăsați pe butonul telexite subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Aveți Instagram-ul meu în descriere, ca de fiecare dată i-am văzut edit și vă spun la revedere. Pa, pa.